Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Unul din 7 bărbați află de-a lungul vieții că suferă de cancer de prostată. Marea majoritate a cazurilor evoluează lent și sunt foarte puțin agresive. Scopul nostru este să diagnosticăm acele cancere prostatice care au potențial să pună viața pacientului în pericol. Și facem asta prin niște gesturi simple. În primul rând, recoltarea antigenului specific prostatic, a PSA-ului, începând cu vârsta de 40-45 de ani, și printr-un consult urologic. În urma acestor analize, în cazul în care există suspiciunea de cancer de prostată, investigația imagistică principală care se recomandă este examinarea IRM prostatică. Medicul radiolog elaborează un rezultat. Rezultat care cuprinde informații despre dimensiunile și volumul prostatei, despre raporturile acesteia cu organele din jur și despre leziunile din interiorul prostatei, dacă acestea există. Leziunile sunt clasate în funcție de un scor, scorul PIRADS, care arată potențialul de malignitate al leziunilor prostatice. Se recomandă ca examinarea RMN prostatică multiparametrică să fie efectuată pe un aparat cu câmp electromagnetic mare, pe un RMN 3 Tesla. De cele mai multe ori necesită administrarea substanței de contrast, care ne permite diferențierea între leziuni benigne și leziuni maligne. Durează în jur de 45 de minute și raportul elaborat la sfârșitul examinării trebuie să conțină date legate de scorurile PIRADS și recomandările ulterioare în funcție de leziunile depistate prin examenul IRM prostatic. Închei prin a vă reaminti că detecția precoce salvează vieți. Un cancer de prostată diagnosticat precoce, în momentul în care nu s-a extins la organele din jur, presupune o supraviețuire la 10 ani de peste 99%. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.